Salut, salut! Bine ați venit din nou în vestiarul Gazetei Sporturilor, locul unde discutăm relaxat cu oameni importanți din fenomen. Astăzi alături de noi este un actor destul de nou în peisajul fotbalului românesc, Orlando Nicoară, deținătorul, directorul firmei care deține drepturile TV pentru Liga 1. Mai puțin uh, important. Mai puțin important ce mai, anume? Ai spus că discutăm cu oameni importanți, mai puțin important. E, să nu jucăm chiar cartea modestiei așa din prima. De ce ce uh, căpăpăscu și CTP și ce păcine ai mai avut tu? Tocmai mai de asta. Încercăm importe. să acoperim o plajă mai largă și sportiv, și ziariști și oameni care influențează într-un fel sau altul fenomenul. Spuneam că ești directorul firmei care deține drepturile TV pentru Liga I și care a adus și tehnologia VAR în România. Salut, binevenit. Mulțumesc de invitație. Bună ziua! Înainte de a fi un personaj cheie în fotbal, Orlando a fost un jucător important în piața de digital media în România ultimilor 25 de ani. Uh, un dintre pionierii internetului în, în țara noastră, ulterior manager de presă, antreprenor, investitor în diverse uh, proiecte de media, de tehnologie, un om foarte ocupat, aș spune, dar care și-a mai luat pe cap uh, un produs foarte complicat cum este Liga 1. Uh, cum e să manageriezi un produs de anvergură asta? Fotbalul este uh, uh, o zonă cu vizibilitate mare, cu pasiuni foarte mari, cu presiuni. Să cu presiuni la fel de mari, cum te descurci să relaționezi cu oamenii din fotbal și să gestionezi business-ul ăsta? A fost mai greu la început, dar fiind oarecum din fenomen, adică ca suporter mă refer, citind foarte mult presa sportivă, conducând pro-sportul o bună bucată de timp la Mediafax, introducerea a fost mai dificilă, ulterior... Relaționarea cu ceea ce înseamnă Liga I, Superliga, în momentul de față, a intrat într-un ritm normal. Noi, practic, ne situăm, dacă vrei, în, la mijloc, atât între liga profesionistă și cluburi, cât și între partenerii noștri, televiziunile, și încercăm să înțelegem atât nevoile fotbalului din România, la nivel de Superliga, cât și cerințele pe care le au televiziunile, constrângerile de buget și așa mai departe. Modelul este următorul. Voi ați cumpărat drepturile de la Liga profesionistă de Fotbal și le-ați revândut către televiziuni. Noi deci, am practic, la azi... drepturile, le ambalăm, facem producția, care e o componentă importantă, pentru că practic voi veți... Producția ați... însemnând, voi filmați, voi tăiați, da. voi deci, faceți Noi tot... trimitem feed-ul către televiziuni. Deci, practic, voi când discutați de drepturile de fotbal și de sumele respective, nu adăugați și sumele pentru producție care sunt semnificative, mm -hmm. adică producem 320 ceva de meciuri pe an. Fiecare meci are un cost pentru că trebuie să muți un car până la Botoșan sau până la Arad, de o echipă de, de, oameni care deservesc filmarea respectivă, e un cost semnificativ, adică la, costul, la banii pe care noi îi plătim către ligă se adaugă acești bani către, către pentru producție și separat de asta avem și drepturile comerciale pentru că noi ambalăm produsul și îl vindem către Superbet uh, care e sponsorul competiției. Uh -huh. Uh -huh. Uh, e fotbalul românesc un produs prea umflat? Ca să începem abrupt. Din ce punct de vedere să fie umflat? Mulți spun că uh, se plătesc mult prea mulți bani pentru valoarea fotbalului românesc. Dacă întreb televiziunile, o să spună că da, e prea umflat, dacă întreb cluburile, o să spună că nu e umflat, și și că merită mai mult. Cine le obligă pe televiziune să plătească pentru acest produs? Noi încercăm și am încercat să fim mediatori între cele două părți, explicându-le că, pe de-o de parte, cluburile au nevoie de bani, că e un fenomen care crește, noi investim, practic, împreună cu televiziunile, investim în, acest, în această competiție, pentru că business nu este pentru televiziuni, adică ei nu-și scot banii pe care îi plătesc și implicit ei susțin în momentul de față într-o formă sau altă fotbal din România. Așa cum ai văzut mai devreme în discuția cu domnul Mititelu cu care ne-am intersectat aici în studio, ei consideră că produsul valorează mult mai mult. E mm -hmm. o chestie de cerere, și o foarte evidentă întotdeauna. E o piață. Bun. Totuși, televiziunile, businessurile de media în general, nu sunt uh, renumite pentru uh, ideea asta de bun samariteni. Nu fac de dragul fotbalului, de dragul fenomenului. Nu fac în de spate drag, sunt niște interese. Nu o fac de dragul fotbalului, sunt niște interese de marketing, sunt niște interese de a, de a susține, dacă vrei, niște televiziuni de sport pentru că este cel mai urmărit program în momentul de față din punct de vedere sportiv. La început, când costurile au luat o sensibil în sus, a fost evident o mișcare de marketing pentru pentru cabliști, da? da. Au încercat să ambaleze un produs ca să și atragă cât mai mulți abonați. Ușor ușor, nu prea mai de unde să atragă abonați. Adică da? e cam consolidată piața între RCS RDS și celelalte platforme care au mai rămas pe piață ușor, ușor devine și business nu, pentru ele. Nu sunt neapărat de acord cu tine, pentru că dacă te uiți la piața de telecom în momentul de față, au fost niște mișcări destul de semnificative în ultimii ani. Vodafone a cumpărat UPC-ul, Orange a cumpărat operațiunea de cablu și de internet ale celor de la telecom. Adică e o reașezare a pieței. Uh, a dispărut un player din piața, Telecom, uh -huh. care mai era doar operațiuni de mobil și care și astea sunt în proces de vânzare în momentul de față. Rămân trei operatori, cei trei operatori trebuie să-și rearanjeze într-un fel sau altă piață, adică n-aș fi de acord cu partea că... Că nu mai au de unde să, să crească sau că nu mai au unde să se lupte. Că există în continuare potențial de creștere, în același timp există uh, încercări de a atrage abonați de la un operator la altul. Uh -huh. Bun. Ce ar trebui făcut totuși ca fotbalul românesc să fie un produs mai bun decât este momentul de față, dacă mai ne, spectaculos, mai atractiv pentru public? Dacă ne uităm pentru la public. începutul de campionat, practic e cel mai bun început de campionat în momentul de față, din ultimii nici nu mă aduc aminte câți ani. Avem, fotbalistic vorbim, sportiv, vorbi, sportiv. sportiv Avem rezultate, avem oameni pe stadioane, avem sold -uri, avem echipe care fac un joc bun, avem meciuri bune. Nu mai putem să spunem că sunt meciuri la care adori, așa cum spuneam în anii trecuți. Deci din punctul ăsta de vedere produsul în sine în momentul de față dacă l-aveam și pe dinamul din Superliga, totul era Bun, perfect. Da, aici nu este doar o potrivire uh, perfectă de context dar s-a terminat pandemia, oamenii vor să iasă, fotbalul e un, uh, un, un, un vehicul foarte ieftin de entertainment. De distracție, da. Da? Este meritul produsului în sine sau pur și simplu oamenii vor să sfârgat, cred, că și meritul, ies din casă. cred că e și meritul produsului, cred că e și meritul faptului că numărai mai devreme: că sunt 12 echipe care joacă pe stadioane noi. Uh -huh. Contează foarte mult să mergi pe un stadion nou, să mergi împreună cu copiii, să-ți duci copiii pe, pe stadion, să mergi cu prietenii, cu familia. E un motiv de, de a ieși din, din casă, de a te simți bine pe stadion, dacă echipa favorită și câștigă cu atât mai mult. Faptul că avem atât de mulți spectatori. Se datorează și echipelor de tradiție care au revenit în Liga I, adică practic avem dacă le luăm să le enumerăm, a revenit Petrol, a revenit Ucluju, avem Rapidul care are stadionul plin, adică avem Brandura FC și care e, iarăși Faru, care e un nume de tradiție, plus Uta, Uta exact, la Arat, care iarăși e, e un stadion plin la aproape fiecare meci. FCSB-ul care a reușit să -și, să se împace cu suporterii să și readucă pe, pe stadion în, în acest început de campionat și odată cu calificarea în grupurile din Conference League. Din punctul ăsta de vedere, da, e un context care ajută. funcționează și ajută în momentul de față. Astăzi putem să spunem că e un produs Superliga, e un produs... Și unde crezi că se mai poate lucra? Sau unde ar trebui să se lucreze să fie și mai bun? Că bănuiesc că... Păi, vă, doriți asta, nu? Hai să luăm un exemplu. Da? Barcelona care face Barcelona care trece printr-un moment mai dificil din punct de vedere financiar. Au fost obligați să-l vândă pe Messi, pe care plăteau costă și ceva de milioane de euro pe an. Au ajuns la datorii de 1.3 miliarde de, de, euro. Și dacă te, uzi, te, uiți, e un studiu de caz că se poate de, de elocvent. Barcelona și-a alocat 200 de milioane de euro în acest an, buget. E al doilea cel mai mare buget din La Liga, după Real Madrid, în condițiile în care e 1,3 milioane pentru de... Pentru transferuri. Pentru transferuri în condițiile în care au 1,3 milioane, 1,3 miliarde datorii. Își restructurează datoriile și au vândut 25% din suma pe care o încasează pe, o încasează pe drepturi TV pe 25 de ani, adică au întamat niște bani în avans, un fel de, de plată în avans uh -huh. din punctul ăsta de vedere și își reorganizează businessul în condițiile în care au în continuare datorii. Deci e un exemplu de ceea ce înseamnă un club mare, un brand mare. pentru De ce? Ei trebuiau să vândă suporterilor, senzația că sunt în continuare o echipă puternică care se bate la titlu. La ajuns pe au făcut niște transferuri interesante, au generat emulații în rândul suporterilor pentru a menține și a genera în continuare venituri uh, suficient de mari astfel încât să-și restructureze datorile. Asta, asta înseamnă un club mare. Problema la noi în momentul de față e că foarte puține echipe înțeleg relația cu suporteri. Din punctul ăsta de vedere, până în sezonul trecut, foarte puține echipe înțelegeau că suporterii constituie o mare Sursă de finanțare pentru echipele din Liga 1. Acolo unde stadionele sunt pline, banii respectivi intră în bugetul clubului și constituie un, un, un venit important în bugetul pe anul respectiv. Adică avem echipe care probabil că vor genera un, un milion, un milion și ceva de euro din uh, veniturile biletelor vândute pe stadion. Ceea ce e o sumă extrem de importantă pentru că la nivelul unei echipe de Liga 1 tu trebuie să ai un echilibru între categoriile de venituri din buget, adică ai drepturile de TV care îți vin ai sponsorii care are și trebuie să te vinzi cumva într o formă sau alta să vinzi asocierea cu cu brandul tău și cu suporterii tăi, ai transferurile care poți sau nu poți să faci și ai veniturile din din vânzarea de bilete. Veniturile din vânzarea de bilete sunt extrem de importante în tot ceea ce înseamnă campionatele puternice din vest Și mă uit, dacă vrei, pentru că avem noi vindem mă rog, avem și drepturile pentru Liga 1 și avem acces, de exemplu, să pot să cumpăr bilete la orice meci din Liga 1 și mă uit care e diferența între campionatele puternice, da? Dacă o, în Anglia și Germania, de fapt, Anglia e cel mai ieftin din toate punctele de vedere, echipele din Anglia vând cel mai ieftin biletul pentru suportări și din punctul ăsta de vedere, stadioanele mereu sunt pline. Pe de altă parte, Germania are cea mai mare medie de spectator. Da? Deci avem Anglia, ca unde un bilet de Champions League costă 50-60 de pounds, care înseamnă 60-70 de euro. Avem Germania, unde se duce spre 100 de euro. Și avem Spania, Italia, Franța, cu echipele lor de top, unde prețurile sar de 100 de euro, ba chiar de 200 de euro. Deci, dacă faci un calcul, la un moment dat, în momentul în care am fost la un meci de, de Champions League, dintr-un singur meci, echipa respectivă și făcea bugetul unei echipe de Liga întâi pe un an de zile. Dintr-un singur e adevărat, match. sunt E altceva, evident. Alte piețe, dar alte cam costurii. asta e dimensiunea banilor pe care suporterii pot uh, uh, furniza unui club. Dacă te duci la un meci, îți cumperi un covrig, îți mai iei o bere mai alcoolizată, mai bei un ceai, mai bei o cafea și așa mai departe, mai cumperi un fular, cumperi tricou, lași niște zeci de euro, dacă nu chiar peste 100 de euro în bugetul clubului. Asta înseamnă să-ți aproape fanii, să le dai speranțe pentru un nou sezon, să faci rezultate, să ai rezultate, să tragi la titlu sau să tragi la Cupele Europene. Avem în gazetă un serial care se numește Match de Experience. Îl știu, da. Exact asta am vrut să urmărim: câtă grijă au cluburile de suporterii în ziua de meci? da? Ce experiență le oferă confort, acces la interacțiune cu jucătorii, cu, nu știu, cu brandul uh, clubului respectiv, multe stau groaznic. Multe stau Din groaznic. păcate, multe stau groaznic, pentru că nu înțeleg că a venit la stadion, înseamnă o experiență, ar trebui să fie înseamnă o experiență pozitivă, o experiență de divertisment. Adică din azi, conceptul american, conceptul e dus la extrem. Adică ei știu cel mai bine să facă show din fiecare sport. De asta sunt și în francize, e ceea ce au încercat cluburile mari să facă cu Superliga Europei, să facă o franciză închisă pe modelul NBA și a celorlalte sporturi americane. Acolo te duci la stadion, înainte, pentru entertainment, ai parte de divertisment înainte, jucătorii de rezervă stau împreună cu suporterii, dau autografe, fac fotografii, ai diferite acțiuni în jurul meciului care ți întregesc experiența de a participa la un meci de basket, de fotbal american, de baseball, de hockey, și vezi schimbări sau aveți promisiuni dinspre cluburi, dinspre ligă, în direcția asta, Liga cum că se, se vor agită, îmbunătăți. Liga uh, să agită, să centralizeze sau să ofere suport din punctul ăsta de vedere cluburilor pentru a începe programe de marketing astfel încât să atragă suporterii și să, să facă să fie parte din, din viața echipei. Liga, după aprecierea și după gustul meu, e destul de decuplată de realitățile uh, pieței și ale audienței de nivel de 2020 președintele Giniu Orgulescu, care ar trebui să fie primul om interesat de creșterea produsului, e de cel mai multe ori invizibil pentru, pentru business, pentru public. Pentru business nu e invizibil, pentru public da, poate să okay, pară invizibil. Cum poate progresa un produs când cei care îl gestionează par cel puțin atât de apatici, dacă nu chiar sunt? Nu sunt apatici, asta cum, adică noi avem discuții zilnice la nivel de noi, EAD, împreună cu LPF, pe diferite subiecte. Avem situații de criză. Da? Seamănă meciuri, e, trebuie să găsim soluții. Unde... Asta sunt chestii de procedură sunt, și de semne nu nu interne. Nu, nu de, nu sunt eu vorbesc de, de expunere, de vitrina în care îți expui produsul. Nu Cum vorbești de programe exact. care să crească produsul? În momentul de față sunt programe, există programe la nivelul Ligii. Problema la Ligă, pe care voi trebuie să o înțelegeți ca jurnaliști, că o, o vedeți. Sunt 16 echipe care decid conducerea ligii. Liga trebuie să mulțumească toate cele 16 echipe, deși în orice fel de business, în momentul în care vorbești... Interesele sunt divergente. Interesele sunt divergente, iar cea mai mare greșeală e să încerci să mulțumești peste tot, inclusiv ca manager, da? tu că ești manager, Evident. nu poți să mulțumești, să-ți mulțumești toți angajați. Întotdeauna vei avea 1, 2, 3, 4, 10 care vor fi nemulțumiți. La nivel de ligă ei trebuie să țină cont de interesele fiecărui, fiecare echipe din cele 16. Și atunci, având interese divergente. Cele 16 echipe au fiecare interesele lor. E foarte greu să îi coagulezi și să îi faci în așa fel încât să aibă un numitor comun. Dar zona de marketing a înțeles-o și ei. Noi am făcut o propunere de a crește suma pe care o plătim pentru drepturile de TV pe două criterii foarte clare. Numărul de spectatori care îl atrag pe stadioane și audiența pe TV. Asta înseamnă că ei să se ocupe, ocupe la nivelul fiecărei club și la nivelul centralizat al ligii să crească aceste, acești indicatori pentru a primi bani mai mulți. Și care, au fost, care a fost feedback-ul inițial despre cluburi? A fost un feedback foarte bun. Uh, ideea e de a, seta, cu, de a, clarifica mai bine, pentru că au fost feedback-uri de genul pe ok. o echipă ca Mioveni care are un stadion mai mic e relativ ușor să-l umple, la un, mm. să aibă un anumit grad de, de umplere, pe când o echipă care joacă pe un stadion de 50.000 de locuri ca FCSB-ul sau nu știu cele două echipe ale Craiovei care joacă pe un stadion de 30.000 de locuri ca să îndeplinească, să atingă un anumit procent de încărcare a stadionului cu suporteri e ceva mai dificil și atunci vom pune o limită minimă, un număr minim de spectatori care să ajungă la, ca o media la, la fiecare meci și din punctul ăsta de vedere ne vom, ne vom înțelege. Bun, deci cluburile ți se par în momentul ăsta suficient de preocupate de cultivarea suporterilor, de cultivarea confortului suporterilor, de fidelizarea lor, de tot ceea ce înseamnă merchandising și așa mai departe sau? Hai să spunem că sunt, au înțeles că trebuie să o facă și încep să facă pașii în direcția e asta. E un club care ți se pare un model bun de urmat în direcția asta? Craiova lui Rotaru. Din, din punctul de vedere al marketingului. Din și punctul al... de vedere al marketingului și al felului în, al felul, al felul în care fac lucrurile. Petrolul. Iarăși. Sensațional. Uh -huh. Încearcă, se agită. E o echipă care suferă din punct de vedere financiar în momentul unde, de față. O fac foarte bine. UTA, Iarăși și o echipă care se, se încearcă să-și înțeleagă suportorii și să le ofere ceea ce vor. Deși acolo sunt conflicte la nivel de care conduc, care contestă. Uh, echipa de management acționariat în momentul de față, dar vin în fiecare meci la stadion și umplu stadion. Sepsi poate? Sepsi care iarăși se agită Farul, care hagi se agită să aibă un stadion. Se pare că va fi un stadion în Constanța și, într-adevăr, Farul va deveni ceea ce trebuie să fie echipa fanion a județului, de fapt, a întregii Dobrogi. Apropo de probleme financiare, spune mai devreme de petrolul. De ce au refuzat și refuză în continuare cluburile Uh, un control financiar mai strict din partea legii, control financiar strict care ar putea evita uh, momente de colaps jenante, cum s-au tot întâmplat în ultimii ani. În sezonul precedent am avut exemplele, mio, uh, nu nu veni, uh, Gazmetan, uh, gaz metan care de-abia au terminat campionatele, s-au retras, au dat peste cap uh, uh, calcule și așa mai departe. De ce refuză cluburile? Nu refuză. Din, eu am fost la ședința la care a fost prezent, la ședința de la AGA, de fapt, la legii profesioniste, la care a fost prezentat și a fost introdus domnul Duru. Nu refuză. Discuția a fost: Hai să ne așezăm la masă împreună cu decidenții noștri, cu directorii noștri financiari, astfel încât să găsim modalitățile prin care să. Dar asta e o discuție care trebuie făcută la nivel de licențiere, care trebuie făcută împreună cu Federația Română de Fotbal, care conduce procesul de licențiere și care într o formă sau alta se va implementa mai devreme sau mai târziu. Un fair play financiar, nu? Despre N asta e vorba acum. Dacă vrei da, este de... vorba de un fair play financiar, adică nu poți să, să cheltui mai mult decât arăți că ai surse de venit. mi relativ de Și asta înseamnă o bugetare corectă. Pentru că e relativ simplu să spui e ok, eu voi aduce niște bani la un anumit moment pentru că mă bazez că va veni un sponsoric sau ceva de genul ăsta sau vor veni fonduri de la autoritățile locale. În mod normal ar trebui să fie arată mi sursele de finanțare pe contracte semnate. Și asta să ai... Sau pe garanții bancare. Sau, sau pe... Pe garanții bancare și asta și să ai... cât crezi că va dura până când Liga 1 chiar va deveni un produs din punct de vedere financiar stabil și de încredere? Pentru că eu cred că e și o problemă de încredere la nivelul companiilor mari care poate ar vrea să vină să sponsorizeze diverse cluburi din Liga 1 nu se pot baza. Avem companii mari, în momentul de față, Petromul sponsorizează Faro Constanța, Avem. e o cea mai deci. mare companie din România. Nu înseamnă că nu pot fi mai multe, nu? Cu siguranță că La unul dintre obiectivele obiectiv, noastre este să atragem brandurile mari de business în, în fotbalul românesc. Faptul că domnul Șucu a investit și a devenit acționar rapid, iar și o garanție că, uite, oamenii de afaceri care au reușit în alte domenii pot investi în fotbal și probabil că o pot face cu siguranță că domnul Șucu își propune împreună cu echipa de la Rapid să devină campion în următorii ani de zile. Și atunci iarăși o, un exemplu de succes cu ceea ce se poate întâmpla în, în fotbalul din România dacă oameni care știu business construiesc business, au construit business-uri în alte domenii, pot veni să investească în, în fotbalul din, din, România. Pentru că branduri, astăzi sunt, uite ce se întâmplă la Galații. Da, Galațiu joacă cu 7-80.000 de spectatori în, în divizia B. Acolo e un public care e dornic de fotbal după atâția ani. Da, Galațiu e totuși o echipă care a câștigat uh, campionatul. Galațiu e o echipă care înainte de 89 a jucat cu Juventus, a adus Juventus la, la, pe stadionul lor și, dacă nu mă înșel au și bătut cu un uh -huh. Deci e un public cunoscător. Iașu iarăși uh -huh. e un oraș mare care poate își propune. Mai să să... Câteva zone care au nevoie Care își propune Timișoara. Brașovul, Timișoara, uh -huh. e, 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 incredibil că Timișoara, un oraș fotbalistic, da? nu reușește să aibă o echipă în, Liga, în Superliga. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, că mă întrebai mai devreme despre produs, dacă mai poate fi îmbunătățit cu siguranță că în momentul în care avea Timișoara, Galați, Iași, Brașov, în Liga 1 va fi o competiție mult mai puternică și va avea mult, mai mulți spectatori pe stadion. Deci nu crezi că în momentul ăsta Liga 1 are sau mai are o problemă atât de mare de credibilitate cum se întâmpla acum, nu știu, 7-80 ani. Crezi că e pe un drum bun? Eu zic, că este, de vedere. eu zic că este pentru un, pe un drum bun și începutul ăsta de campionat ne arată dacă se va menține la fel până la finale campionatului și dacă și sezoanele următoare vor fi la fel, cu atât mai mult. Încă o dată, ne lipsește Dinamo care e al doilea cel mai important brand din... Apropo de Dinamo, astă primăvară cred că spuneai că o eventuală re retrogradare a lui Dinamo ar fi un adevărat dezastru pentru da. industrie la modul pentru general. Toți. Pentru toți. Da, pentru televiziune, pentru inclusiv ligă, pentru, pentru, voi, pentru TV, pentru, pentru toată lumea. lumea. Pentru că este al doilea cel mai important Bun, între branding. timp s-a întâmplat. S-a întâmplat, asta e. Ză Au reconsider venit... poziția sau... Da. Adică există nu. viață și după nu. Dinamo? Există viață, evident că există viață și de, după Dinamo, că asta face în momentul de față. Trăim fără Dinamo în Superliga în momentul de față. Dar, noi vrem Dinamo în Superliga. Noi ca televiziuni, noi ca, voi ca presă, suporterii, pentru că Dinamo trebuie să fie în Liga Ante. Din păcate, într-o formă sau alta, lucrurile nu se clarifică acolo. Dar Dinamo e cel mai, al doilea cel mai important brand. E adevărat. Ai, ai Ucluju, uh, o, o echipă cu tradiție și cu suporteri și ai Petrolul care ți-au intrat în, în Liga Ante și ai Hermaștadul care era. am văzut că și-au rezolvat și au ajuns la zi cu, cu plata jucătorilor și a Staffului Sibiu, iarăși e și un oraș important. Dacă vor reuși să termină stadionul în toamna asta și se vor muta, cu siguranță că stadionul va fi plin la meciurile din Liga Ante. Adică, din punctul ăsta de vedere, ok, dar era bine să fie și Dinamo. Întâmplător, poate poate întâmplător, fix după ce ar trebui la Dinamo și te așteptai la, o, la un dezastru de audiență, poate, suntem acum uh, într-un moment în care avem cele mai mari audiențe din ultimii 10 ani pe stadioane. Fără Dinamo, da. în Ligandă Așa. Deci, se poate. Pentru că a dispărut Dinamo și au venit echipe care au suporteri. Tot în contextul în care vorbim despre Dinamo, este adevărat că la un moment dat ți s-a propus ție și partenerului tău din EAD și de la prima s-a să preluați clubul? Este adevărat. Și ce v-am piedicat să. Nu putem să. Noi suntem într-un business în care gestionăm, avem drepturile pentru, pentru Liga 1, atât comerciale cât și de TV, era un conflict de interese, evident. Doar asta va a opri să investiți la Dinamo? Adică da. nici măcar n-ați ajuns la discuții? Am mai, ajuns mai la niște mai... discuții. Intenția noastră a fost de a stabiliza situația de la Dinamo și a ajutat să intre în Liga 1. Hai să vorbim despre, despre produsul Liga 1 livrat de televiziuni către public. Există un plan pentru ca Liga I să devină pay-per-view? În momentul de față, nu. Este o discuție care ar trebui purtată cu televiziunea. Fiecare televiziune și face un uh, plan de afaceri care include sau nu partea asta de, de Liga I. În momentul de față, discutam dimineață cu, cu un partener. Uh, a fost la o întâlnire cu grupul în care a povestit că utilizatorul din România, și asta am mai spus-o colegilor tăi de la gazetă într-un material din primăvară, astăzi în România, utilizatorul, de fapt clientul de cablu din România, primește absolut toate competițiile gratuit, în abonamentul de cablu. Nu chiar gratuit. În abonamentul de cablu. Fără să plătească o extra ceea ce nu se întâmplă în în Europa în momentul de față. Deci e un produs extrem de, extrem de scump, toate drepturile sunt scumpe, da? de la Champions League până la Premier League, până la Serie A, la Liga, Bundesliga, toate drepturile, tot ce înseamnă sportul, prețul crește, în timp ce utilizatorul român plătește un... Uh, practic le primește în abonamentul de cablu pe care îl plătește el astăzi. Deci e, e o situație care e posibil să nu mai dureze foarte mult, dar aici e, ține de strategia fiecarei companii. Ei trebuie să decidă dacă la un moment dat vor cere un euro sau 2 euro în plus pentru a plăti, pentru a avea acces la anumite competiții. Și aici mi-e greu să cred că Liga 1 va fi pusă într-un pachet separat. E foarte posibil să fie un pachet în care intră Liga 1, intră, nu știu, Premier League, intră Champions League și asta să fie taxat ca, ca ca pachet, un, un pachet de sport. Ca spui. un pachet de sport, exact. C care f poate să fie 2 euro, 3 euro, 5 euro, habar n adică 3 ape, 2 cafele sau 2 pachete de țigări. Când estimezi că s-ar putea întâmpla așa ceva? Mi-e greu să dau un răspuns, pentru că nu depinde de noi. Fiecare, încă o dată, fiecare companie din cei trei operatori. Noi avem astăzi o situație, de exemplu, în care operatorii, uh, operatorul Orange nu a preluat drepturile pentru Premier League și meciurile pentru meciurile din Premier League care se desfășoară pe Prima Sport, pe canalele pe care noi le operăm, nu se văd în rețeaua Orange. Și o situație care evident că ne creează și nouă disfuncționalități, pentru că lumea consideră că noi nu vrem să facem și în același timp ne creează și lor uh, probleme prin, prin reclamațiile pe care le au de la de la abonați. Dar estimez totuși că într-un viitor E nu imposibil, da? Dacă te uiți, hai să luăm altfel. Drepturile pentru Champions League pe uh, 2024-2027, deci următorul ciclu, au fost vândute Statele Unite cu 250 de milioane de dolari pe an. Prețul cu care ele uh, au fost vândute ultima oară, deci creșterea de preț, este de la 100 de milioane la 250 de milioane. Ai mari jucători de tehnologie care intră pe piața asta și încearcă să-și cumpere cât mai mult din, din, drepturile sportive. Pentru că drepturile, pentru că ceea ce înseamnă sportul în general. Și Amazon și toți, se toți. În Zona asta. Pentru că ceea ce înseamnă sportul în general este ultima mm. redută, dacă vrei, a televiziunii clasice pentru a genera audiență. Sportul în continuare generează audiență. Și atunci ai competiție din zona de tehnologie. Da? Amazon e cel mai agresiv din punctul ăsta de vedere. Și în același timp ai competiția din zona televiziunilor clasice care vor în continuare să-și păstreze aceste drepturi în, în ograda lor. Deci în Statele Unite, ceea ce costa 100 de milioane, s-a vândut acum cu 250 de milioane. Tot ce înseamnă drept sportiv va crește din punct de vedere al costului. Și atunci dacă în România, unde ai inflație 15%, da, deci toată lumea pierde în momentul de față 15% din cauza inflației. Tu pierzi 15%, angajații de la Gazeta Sportului pierd 15% în fiecare lună, angajații noștri pierd 15% în fiecare lună, toată lumea pierde 15%. Când ai 15% inflație, să păstrezi prețurile la același nivel în condițiile în care toate drepturile sportive vor crește, înseamnă un non-business. Nu va funcționa. să Și atunci, trebuie, trebuie să, să, să cauți și atunci trebuie să cauți. Trebuie să cauți să vezi cum se, cum se finanțează aceste costuri. Deci în momentul ăsta nu există un business adevărat în spatele drepturilor TV. Adică până de curând cabliștii au finanțat, cum spui tu... Nu, uh, cabliștii în continuare finanțează. În în, finanțează. încă nu există un business. No. Da? Cabliștii adică în continuare co finanțează pentru că ei, ei și le îmbalează în nevoie de marketing. De marketing da? Da? Adică să-și câștige abonații... Exact să plătească abonamentul respectiv, fără să-i pună să, să, să dea niște bani extra, dar asta se va întâmpla într-un viitor destul de apropiat, câțiva eu, ani. Eu probabil. cred că va fi într-un viitor apropiat, dacă vorbim de câțiva ani, da. într-un viitor ani. apropiat se va întâmpla. Uh, bun, hai să vorbim un pic. În momentul ăsta avem RCS, RDS, da. Orange și Vodafone, care, și Vodafone, care dețin... Uh, uh, Rețele, care transmit da? care care meciurile transmit. Transmit din Nigandai, dacă la asta vrei să ajungi. Da, pare totuși că Vodafone și Orange au aterizat în povestea asta, neavând ca principal obiectiv drepturile sportive. Au cumpărat niște business-uri și au trebuit să integreze de bunăvoie sau nu și drepturile. Crezi că ei vor rămâne în continuare nu, în povestea asta? Nu sunt de acord cu tine. UPCU, care a fost cumpărat de Vodafone, a fost primul operator care a semnat pentru Liga 1 pe... în 2014 când a preluat domnul Iorgulescu conducerea ligii. Deci în 2014, upc a fost primul, dacă ți-aduci aminte, RCS-ul atunci nu a avut dreptul de timp de 6 luni de zile, dacă nu mă înșel, da. pentru Liga 1. Deci upc a semnat, orange a semnat la fel, la momentul respectiv. Vodafon uh, Vodafone într adevăr a venit mai târziu pentru că a cumpărat UPC acum 2 sau 3 ani, de zi, 2, 2 ani de zile dacă cum Deci spui că pentru aceste două companii din zona de, de telecom, drepturile sportive vor rămâne importante. Sunt importante. Orange, Sunt. Orange în operează în momentul în care Orange a cumpărat Telecomul, are Orange Sport. Deci canalele Telecom Sport s-a să în. A că miza a fost businessul de mobile. Și au luat la pachet și televiziunea de sport? Tot ce înseamnă telecom în momentul de față se vinde la pachet. Uh -huh. Se vinde telefonia mobilă, se vinde telefonia fixă acolo unde mai există, se vinde abonamentul de internet și se vinde abonamentul de cablu. Adică orice fel de, orice operator din piață încearcă să-ți vândă ție clientului toată gama, toată gama de... Service. Și că, că ele își mai subvenționează, iau bani din mobil și subvenționează cablu, sau iau bani din cablu și subvenționează mobilul, care sunt strategii pertinente într-o piață în continuă mișcare. Astea sunt elemente, dacă vrei, diferențiatoare. Bun, apropo de piața asta, hai să vorbim un pic și despre uh, uh, informațiile care circulă uh, referitoare la miza din spatele drepturilor TV. S-a vehiculat destul de insistent la un moment dat. Uh, varianta conform cărea Zoltan Tezari care, care este uh, acționar la RCSRDS ar fi cumva și în spatele operațiunilor de la Luc, de la Prima și așa mai departe, obiectivul fiind uh, un monopol deghizat pe zona de drepturi de sport, care ulterior să se transforme într-un pay-per-view din care nu mai ai cum să scapi. Nu vei mai putea vedea aproape pe nicăieri sportul decât dacă plătești. Tu spui Bun. că este un obiectiv de business ăsta, dar există și varianta asta care circulă și care trebuie lămurită într-un fel sau altul. Ești în mijloc, implicat în toate poveștile. Asta, în niciun caz, nu există niciun fel de legătură între noi și domnul Tesari. Între noi ca EAD și domnul Tesari, partenerul meu, Adrian Tomșa, are o relație, să știu, discută, evident, la fel cum eu discut cu reprezentanții Oren și cu, cu, cu reprezentanții Vodafone, dar noi am liberalizat piața de drepturi sportive. Noi, în momentul în care am intrat în piață, am permis ca, ca abonații Vodafone și UPC, de exemplu, să aibă acces la toate competițiile sportive. Deci, noi, astăzi, am oferit, prin intermediul nostru, toate competițiile sportive sunt disponibile oricărui abonat. Deci, tu, dacă ești abonat, cu excepția VTA-ului, da, tenisul feminin, turnele de tenis feminin, și mici alte competiții care sunt în gen NBA, care e doar la Orange, un abonat astăzi din România, a, la orice fel de operator, are acces la toate competițiile sportive. Deci dacă cineva ar vrea să facă un monopol, cu siguranță n-ar liberaliza, între ghinimele, piața drepturilor sportive. Deci nu există o astfel de intenție, plus că nici n-ar fi legală dacă mă întreb pe mine ca cineva. Deci astăzi nu poate cumpăra niciun operator singur, ligantei. Pentru că nu se permite Consiliul Concurenței. Uh -huh. Liga are o hotărâre în relația cu Consiliul Concurenței care stipulează clar. Drepturile trebuie să fie disponibile pentru că din punct de vedere concurențial, utilizatorul trebuie să poată să aibă acces relativ ușor. Tocmai de asta nu se folosește monopolul vizibil. Asta asta. -s... Informațiile care au circulat. Da? Păi, că... dacă astăzi Liga 1 e disponibilă oriunde, Premier League e disponibilă aproape oriunde, Seria e disponibilă aproape oriunde, Champions League e, disponibil e disponibilă oriunde, în... în zone controlate de același om. Asta nu se există e, asta se control. De Pentru că aș... ulterior acela... acel om să decidă că pe toate platformele devine pay per -view. Cătălin, hai să înțelegem. Un business e un business, lasă urme, relațiile de acționare lasă urme, poți să verifici istoricul. Uh unei companii cap coadă. Luc și cum ar putea să se întâmple lucrurile astea? Ce s-ar întâmpla? Vine Zoltan Tesari și dă bani la Sacoșe. Cum s-ar putea întâmpla lucrurile astea? Eu am un director financiar care nu mă lasă să plătesc nici 3000 de lei cash. Spune, nu, totul prin bancă. Nu se întâmplă lucrurile. E imposibil să, din schimb, ceea ce trebuie apreciat, noi am preluat drepturile în 2017 prin cesiune de la Arpa al Pascal care Al Pașcani a investit, da? El a susținut și a pierdut bani din, din Liga 1. Da? Noi le-am preluat de la el și din punctul ăsta de vedere, fotbalul din România, într-o formă sau alta, ar trebui să fie recunoscut. El a dispărut din peisaj. Cu problemele de rigoare și, cu... îmi permit să spun lucrul ăsta în momentul de față, dar el a susținut fotbalul din România, într-o formă sau alta, cu banii personali, mai mulți ani până în momentul în care le-am preluat noi. Bun, voi ați preluat drepturile în 2017. Prețul ligii întâi, care în momentul ăsta este de 28,5 milioane de euro plus TV, undeva spre 34 de milioane de euro. Plus costurile de producție. Plus costurile de producție. Suma totală nu s-a schimbat de prin 2008. More or less, e cam pe acolo. 33-34 de milioane de euro pe an. Cluburile, unele dintre cluburi, unele foarte vocale, spuneai că ne-am întâlnit mai devreme cu Adrian Mititelu, care era invitat la o altă emisiune aici, el e cel mai vocal în direcția asta, Cluburile din Liga 1 își doresc mai mulți bani Voi ați făcut o ofertă cu o creștere nesemnificativă și nespectaculoasă din punctul lor de vedere da. Cum crezi că se vor rezolva discuțiile astea? Mai sunt încă 2 ani, nu? Din mai sunt 2 ani din actualul, din actualul contract, contract Și iar în momentul peste de față există, vor... există 14 cluburi care au acceptat oferta pe care noi am făcut-o De creștere cu sub 10% De creștere cu sub 10%, da Crezi că este o propunere corectă în contextul. Păi, mai devreme, pieței? tu mă întrebai dacă fotbalul din România e umflat. Păi, da. Din punctul vostru de vedere, cum îl vedeți eu? Pe de, de altă parte, și tu mai devreme spuneai că în Statele Unite ce s-a vândut până acum cu 100 de milioane, Champion. acum se vinde cu 250. Champions League. E adevărat, pe piața respectivă. Deci sunt piețe unde. Champions League e un produs. Companii de tehnologie super premium. vin, pun presiune. Uh, acum și dacă am comparat PIB-ul României 2008 cu 2022 sau nivelul de trai sau ce vrei să comparăm, piața de publicitate 2008 cu 2022, e o diferență semnificativă în favoarea prezentului. Absolut. De asta întrebarea uh, e legitimă, cred. E normal ca drepturile TV pentru Liga 1 să rămână flat sau să Nu sunt flat, e o creștere. O creștere, o creștere de, de, 2 milioane este potențial de correctă. O creștere de 2 milioane astăzi pe piața din România în condițiile în care te aștepți la o criză, da. Uh, și ți-a dispărut un operator, pentru că Telecom a dispărut din piață. E posibil să piața să se coaguleze și mai mult în următoarea perioadă? Da, e o creștere corectă din punctul nostru de vedere. 14 din 16 cluburi spui că au acceptat la nivel... Da, uh, da și-au dat ochiul okay pentru această... Scribe. Nu, și-au dat ochiul okay scris pe această, scris. Da, pe această propunere. E nevoie Digă. de unanimitate? Nu. nu e e practic de... nu, Noi n-am avut unanimitate nici data trecută. Craiova domnului Rotaru s-a împotrivit și când am semnat contractul precedent. Bun, deci se poate spune că drepturile TV uh, vor rămâne la voi și pentru următorul exercițiu uh, contractual? Nu, nu e un exercițiu, pentru că noi în general am semnat pe 5 ani de zile, acum prelungirea urma să se facă pe 3 ani de zile. Pe 3 ani de zile, cu o creștere de un pic mai mult de 10%. Da. Bun. Da, e o informație importantă și interesantă în contextul ăsta în care toți încercăm să. Da, a scris, să voi a scris despre asta. Da, da, dar era totuși nebătută în cuie. Mititelu încă face gălăgie. Că îi se pare o sumă mică, el crede că uh, uh, nici măcar n-ar fi nevoie de intermediar. Iată, o chestie care poate fi dezbătută. Nicolată, e o piață destul de complicată pe care liga pe care Liga o înțelege. Iustin Ștefan și cu Gino Orgulescu înțeleg context. Și pe care n-ar putea să gestioneze singur, spui tu, evident, din postura de intermediar, de companie care intermedia, intermediază, drepturile, n-ai vrea să nu existe intermediar. Și atunci, nu, explicația că, asta, e o piață complexă că care noi, are Noi de le ambalăm și vindem televiziuni, adică vindem niște televiziuni mai departe către anumiți operatori. Nu vindem doar drepturi. Și Liga nu s-ar putea descur descurca singură, așa cum. A, cu siguranță că Liga se poate descurca singură, da? Liga trebuie să-și facă propriile canale de televiziune, să înceapă să vândă produsul, să-și facă echipă de producție sau, mă rog, într-o formă sau alta, să nu mai primească bani în avans. E o componentă destul de importantă. Astăzi, bani, Liga primește și cluburile implicit primesc bani în avans. Adică. În descriu un model care. Înțeleg că e riscant pentru fotbal în general, nu? Adică... E un model riscant pentru cluburi. Da. Domnul Rotaru are această idee de a implementa pay-per-view la nivel de deligante. Modelul de business pay-per-view. Domnul Rotaru a spus că nu e de acord cu prelungirea contractului, pentru că el consideră că modelul de business pe pay-per-view la nivelul ligii întâi, e un model mai viabil. Deci, practic, singurele cluburi care se împotrivesc în momentul ăsta sunt cele două craiove. Exact. Paradoxal, da? Se, -a unit se, în, se ceartă pe orice altceva, se doar și pe unii. subiectul ăsta surprinzător da. sunt de aceeași părere, că da. n-ar trebui prelungit cu acest plus 10% și mai mult decât atât că liga ar trebui să-și facă propriul uh, business. Da, aici e o discuție mai amplă. Domnul Rotaru consideră că Varianta asta, că a centralizat la liga cu Pay-Per-View, domnul Mitelu nu mi-e clar exact ce Ce vrea să facă. Dar în momentul ăsta e practic nesemnificativ nu poziția nu lor, este nu? este nesemnificativ. Nu, nu. Sunt doi investitori nu, importanți nu din poate. Sunt doi investitori importanți din liga. Opoziția ligante. lor Fiecare nu poate împiedica ești... mersul. În mod normal, nu. Am înțeles. Bun. Hai să vorbim un pic despre VAR, despre arbitrajul video. Hai. Până la urmă cluburile din Liga nu au vrut să plătească pentru Nu că nu au vrut să plătească. Nu și-au asumat costul. Nu și-au N-au -au vrut să plătească. Da, o traducem mai direct așa. De ce nu au vrut să plătească pentru un bine care se întorcea către ele? Care asta a fost explicația asta către trebuie ele? să întrebi clubul. Ați avut discuții că până la urmă a fost păi Nu, am să... avut tot felul de discuții, noi am avut tot felul de discuții pentru că și pe noi ne interesa interesat din punct de vedere din punct de vedere producție meciuri, să eliminăm cumva uh, aceste discuții sterile despre a fost, n-a fost, s-a dat, nu s-a dat și să rezolvăm problema ținând cont că Liga I era printre Superliga, mă rog, e printre puținele competiții din, din regiune care nu avea var. Și atunci, văzând că nu există niciun fel de, de, consens la nivel de cum să se rezolve această problemă a varului, ne-am asumat. Probabil că ți-amintești o pagină întâi din lista sporturilor titlu, cred că era doar România și Marea Neagră n-au da. VAR în toată Europa. În rest, toat, aveam o hartă, da? toate cele din Europa aveau da, arbitraj da. video, numai noi da. uh, aveam dispute uh, fără sfârșit între cluburi, federație, ligă, fiecare arunca vina pe celălalt. Până la urmă ați plătit voi implementarea, da. tehnologia uh, da. și implementarea ca să credibilizați da. produsul. Nu? produsul. Noi considerăm că introducerea VAR credibilizează și crește valoarea produsului. Bun. Începutul nu e chiar strălucit, da? Începutul adică nu a fost strălucit, e nu, n-aș spune că e dezastros. Eu aș spune că e dezastros. Sunt mai multe greșeli uh, uh, ignorate de var decât greșeli reparate cu ajutorul varului. Aici, în aceste aici, aici, etape o în care, etape. În, aici e o discuție în care nu vreau să intru, pentru că practic varul înseamnă atât partea de echipamente, cât și partea de arbitraj. Da, 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 evident că nu vi se poate imputa vouă faptul că un arbitru s-a uitat pe monitor și a luat o decizie proastă, dar până la urmă despre ce poate e vorba aici? Arbitrilor români, orice tehnologie le pui la dispoziție, atât pot ei și cu asta basta? Sau e o problemă de, nu știu, de acomodare cu noile... Uh... Poate să fie și o chestie de acomodare și poate să fie, nu, nu, nu mai mi-aduc aminte acum cine a spus, că varul nu te face un arbitru mai bun. Varul te poate ajuta să ia anumite decizii, dar nu te face un arbitru mai bun. Problema e că multe au fost date mură și tot nu au fost reparate. Da? Uh de var. De asta spun că de asta spun început că că este dezastruos. Chiar n-aș vrea să intru în, în probleme de arbitraj, că nu, odată nu mă pricep. Nu sunt un specialist în arbitraj, ca să pot să spun ce și cum. În postura de suporter pot să-mi dau cu părerea. Și cum ți s-a părut? într-adevăr, încă o dată, introducerea var în toate campionatele și cred că și voi a scris, inclusiv din Premier League și inclusiv din La Liga, că au fost decizii var evident eron eronate. Adică toată lumea vedea ceva și arbitru a decis altceva. Lucrurile astea se întâmplă. Lom, le luăm cu exercițiu ca, ca o pondere. Întâmplă. Dar la noi se întâmplă aproape la fiecare nu meci. S la... Nu se întâmplă 10 minute să se uite, nu hai, te rog, nu, nu exagera că nu s-a întâmplat. Au fost etape în care nu s-a întâmplat nimic. Într-adevăr au fost și etape și meciuri. Din păcate au fost date meciuri cap. date Decise de var. De var greșit. Bun, la arbitraj nu te pricep, te întreb altceva sunt informații că nici tehnologia VAR pe care voi ați finanțat-o, asta nu e există vrut. Așa ceva, Hai, da? hai să lămurim hai asta, să că lămurim. eu am mai ieșit odată și am spus în momentul în care domnul Mihal a spus că avem second hand. Toate echipamentele sunt noi. Punct. Toate echipamentele sunt TVS. Dacă te duci și întrebi orice specialist în broadcasting, în transmisiunile de TV ce înseamnă EVS, o să-ți să explice că nu există second hand, nu e chinezăria, nu e un produs care e făcut pe vapor. Toate echipamentele sunt, sunt uh, certificate de UEFA, există doar câțiva furnizori de echipamente care pot uh, uh, furniza VAR. Deci tot a, fost, tot a fost certificat de FIFA, mă rog de FIFA, nu de UEFA, pentru că FIFA se ocupă de certificarea... Certificarea valului, deci din punctul ăsta de vedere, chiar aș aprecia dacă oamenii de fotbal nu și-ar mai da cu părerea, pentru că recent l-am văzut pe domnul Croitoru criticând varul după ce el a câștigat cu un, un meci în care varul. Poate o... câștigi, dată pierzi. Nu, 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 dar stai puțin. Asta nu înseamnă că nu poți să fii frustrat. Presa, pierzi. Presa, presa a spus că a fost un hands, la pre... inclusiv domnul Mititelu a spus că el pare că e un hands. Adică câștigi după un gol marcat pe un, un presupus hands și tu critici varul. care e logica? Înțeleg. tehnologia este aprobată de UEFA, sculele sunt noi și așa mai departe, dar există totuși uh, o problemă. Sunt informații că uh, una dintre licențele cumpărate pentru tehnologia VAR de către voi nu include uh, reluări în super slow motion, de exemplu. Televiziunile filmează cu super slow motion și atunci intervine următoarea problemă și s-a și întâmplat la meciul între cele două craiove. A fost o fază din care s-a dat un penalty, toată lumea vedea la televizor, publicul vedea o reluare clară că a fost că n-a fost hands arbitrii în camera VAR nu aveau acces la acea reluare pentru că nu, tehnologia asta, nu suportă așa ceva și nu aveau ce? acces nu, nu cred pentru că toate camerele cu care se filmează ajung la, ajung în, în mașina VAR mai puțin asta de super slow motion și atunci există nu, o problemă toate. oamenii văd la TV ceva, arbitrii văd altceva, oamenii se întreabă: "Bă, asta da, e orb? Nu vede că noi am văzut clar că n-a fost hands?" Și de aici discuția cât de performantă este tehnologia var. Acum știi cum e? calul de dar nu se caută la dinți. Ba da, se caută. Stai puțin, plătească... că am văzut opinia asta la domnul Naum, la Digi, că așa. nu sunteți mulțumiți, că nu știu ce, că n-aveți de ce să comentați că n-ați dat niciun ban. Nu se pune problema așa. Varul trebuie să funcționeze, indiferent că l-am făcut noi, că a dat cluburile, au dat cluburile bani și așa mai departe. Asta e o non-discuție, e un non-subiect. Varul trebuie să funcționeze și noi, noi l-am făcut și ne-am străduit să-l facem să funcționeze, adică cu training, cu tot ceea ce înseamnă, cu training de operator, cu training de echipamente, cu training de arbitrii, Comisia Centrală a Arbitrilor, evident, cu trainingul de arbitri, astfel încât să facem un produs care să funcționeze. Dar, repet, în toate campionatele care, unde s-a implementat varul, în primul sezon au fost astfel de probleme. Și în următoarele sezon a fost la fel probleme. Adică hai să ne uităm și prin alte părți ceea ce se întâmplă înainte de a arunca cu, cu pietre. Că dacă noi ne așteptăm ca varul să rezolve toate problemele din fotbalul din România, nu se va întâmpla asta. Nu, dar a fost așteptat ca un progres tehnologic. A fost care așteptat va... și câte, meciuri, câte meciuri, în câte meciuri a schimbat. Mai puține decât cele pe care le-a stricat. Despre asta e vorba. Nu, acum, nu, sunt mai, mai multe. Eu zic că sunt mai multe meciurile în care Varu a, a acționat corect, păi, a avut decizii corecte. gazeta sportului de astăzi spune fix -am invers. N-am citit gazeta sporturilor de astăzi. O citim azi. după emisiune și o să vezi. E, e, okay. Statistica este exact invers. Mai multe meciuri stricate decât meciuri reparate. Ceea ce înțeleg, e explicabil, sunt la început, deși au avut un training de șase luni, nu au venit ieri echipamentele și astăzi Nu. La Nu, într-adevăr dar... a durat mai Se mai pregătește vreun update de tehnologie se pe zona asta, nu știu, goal line, de genul ăsta? Goal line pe nu, azi. pentru că goal line e o tehnologie care costă foarte mult. Dar se mai pregătesc update-uri, da. În ce direcție? Adică la ce să, ne aș să mai se aștepte publicul? Mai pregătim o mașină care să să fie implementată probabil din octombrie. Uh -huh. Am înțeles. Uh, voiam să te mai întreb, 2022 este un an atipic pentru fotbal, în sensul că mondialul, tradițional de când e el se juca vara, acum ne-au dat peste cap, se joacă în noiembrie. noiembrie, decembrie, 18, nu, 20 noiembrie, 18 decembrie. Toate campionatele de peste tot sunt date peste cap. În România s-a găsit o variantă hibrid ciudățică, dar hai să discutem un pic despre ea. Deci Liga 1 se oprește cu două săptămâni de debutul mondialului și se reia în decembrie când la mondial se termină grupele nu? și se intră în faza eliminatorii sau ceva de genul ăsta. Cum va fi ca experiență pentru publicul din România să vadă și mondial și Liga 1, nu se vor canibaliza audiențele, meciurile suprapuse și așa Cu mai departe? Cu siguranță de vom încerca să nu suprapunem meciurile de Liga 1 peste meciuri importante de la campionatul mondial. Până la urmă și la campionatul mondial. Nu te uiți chiar la toate meciurile, adică un meci din grupe dintre două naționale care nouă relevanță. Mi-e greu să cred că va face audiență pentru... Adică, păi fix atunci nu se suprapun, asta spun. Adică în grupe, când sunt multe meciuri și teoretic nu le... Aici, nu a fost le o, aici a fost o discuție mai amplă între, între partenerii noștri, cum facem? Programăm peste grupe unde meciurile sunt mai puțin importante sau ne ducem către fazele eliminatorii în zilele în care nu se joacă la campionatul mondial. Deci ăsta e planul. Da. planul. Se va, va juca cu siguranță, nu vom juca peste meciurile eliminatorii din campionatul deci mondial. Deci în decembrie românii vor avea un mix între Liga I și Campionatul Mondial. Și vor putea să facă comparații. Și vor putea să facă și comparații. Exact. Mai aveți câteva luni să creșteți produsul ăsta ca să să, să ieșiți cu capul sus din Așa din comparații. cum se întâmplă în momentul de față cu rezultatele din Liga I, pare că va fi un campionat extrem de disputat. Echipele puternice suferă încă și sunt în a doua parte a clasamentului. Da, trebuie să dea din coate ca să recupereze și să se califice în plieu. Uh, bun. Uh, ne apropiem de final. Hai să vorbim un pic despre începuturile tale în, în media. În, cum spuneam, ai fost unul dintre părinții fondatorii businessurilor digitale în România, internetul, primele site-uri, erai mereu implicat în, în povestea asta. Cum ai intuit la vremea aia că zona asta de digital va lua amploare și trebuie să fie acolo? Păi, după te în timpul facultății, în momentul în care am dat nas cu internetul, 96, dacă nu mă înșel, a... Mi-am dat seama că o să fie o chestie de, de viitor. Iar opțiunile mele ca tânăr student la momentul respectiv în, Roma, în România anilor 90, mă rog, final de, de an 90, dacă practic, eu am facultatea în 98, erau foarte limitate. Adică salariul de introducere dacă vrei în job într-un job era undeva la 70-80 de dolari. Eu m-am angajat, primul salariu l-am avut de 80 de dolari la o companie americană care se ocupa cu zona asta de internet, adică m-a pasionat suficient de tare. Mi-am dat lucrarea de diplomă în 98 cu publicitatea pe internet. Profesorul meu îndrumător habar n-avea despre ce e vorba, adică practic am, am avut... Dar te-a îndrumat, am, totuși. Da, da, A primit lucrarea de diplomă pe patru dischete, pentru că erau dischete la momentul respectiv. A primit-o pe patru dischete, de ce? Pentru că eu am introdus și capturi grafice pentru a, subli a arăta formele de publicitate pe, pe internet. Și atunci când i-am dus patru dischete, nu înțelegea de ce mi-ai dat patru dischete, că totuși ar trebui să fie o lucrare de diplomă, text. Păi știți că trebuie să, așa, că e în regulă, dar mi-am dat lucrarea de diplomă în 98, din punctul ăsta de vedere tu exagerezi cu părintele și așa mai departe, dar într-adevăr cred că sunt primul din țară care a avut o lucrare de diplomă cu acest subiect, publicitatea pe, pe internet. Eu am început să vând internet în 98 unor companii și unor oameni care nu știau ce e la internetul. Deci eu încercam să vând publicitate pe internet unora care nu, nu știau ce e internet. Și internetul eu avea penetrare minimală în momentul Un ăla... abonament de internet la momentul respectiv costa 1000 de dolari sau ceva de genul ăsta, dar un salariu era de 100 de, de dolari. Și am avut norocul să prind și șansa, dacă vrei, să prind o companie românească din state, adică cu acționariat american, și să prind toată perioada de glorie, dacă vrei, a internetului din Statele Unite. Adică așa numitul .com uh -huh. în Hai care am, am prins și prăbușirea, care a fost dramatică, dar în același timp am prins și perioada de 2 ani de zile în care s-au investit miliarde în tot ceea ce înseamnă businessul de internet, adică la momentul respectiv se investeau Uh, milioane sau zeci de milioane doar pentru că aveai un site și pentru că tu anunțai că am un site care astăzi și-a dublat uh, traficul uh -huh. de vizitatori. Adică nu exista niciun fel de model de business. Nu exista uh, ceva palpabil, adică un, să, să poți să spui am un business pe internet care face atâția bani. Nu, toată lumea vindea iluzii și vindea potențial. Adică vindea trafic care era sau nu era monetizat, dar atunci s-au pus bazele unul dintre cele mai uh, interesante business-uri din, din, uh, la nivel global. Adică cei care au rezistat acele ieri nucleare de după crash-ul urilor uh -huh. gen Amazon, uh -huh. gen Google, da? au fost și sunt și în momentul de față niște business care domină, lumea tehnologiei de azi. Da? Amazonul a început atunci, Google a început atunci, ei au rezistat pentru că au avut un model de biznes stabil. Mi-aduc aminte că după 2001, da? în martie 2001 s-a prăbușit totul, nu mai vrea nimeni să audă de internet. Atât de, de mare a fost pierderea investitorilor, s-au pierdut zeci de miliarde. Zeci de miliarde care au fost băgați în companii pe vorbe, Seamănă pe un pic pe povești. cu uh, cuvestea cu crypto. crypto de acum? Seamănă cu cripto doar că la un nivel, în cripto s-au pierdut 3 miliarde până în momentul de față de dolari, atunci în online s-au pierdut multe miliarde. Și cum s-a re recredibilizat industria în România, cel puțin? Google, în tot ceea ce înseamnă ecosistemul, listarea Google pe bursa din Statele Unite a fost de cricu, pentru că la momentul respectiv Google a început să raporteze trimestrial venituri și avea niște venituri spectaculoase. Creșterea de la un trimestru la altul, care în, și în momentul de față dacă te uiți la raportările pe care le are Google pe, pe bursă, în condițiile în care ei sunt un business de zeci de miliarde, în continuare raportează double digit uh, creștere, creșteri, ceea ce e extraordinar pentru un business care a ajuns la nivelul ăsta. Și atunci listarea Google a fost de clicul. în care lumea și-a dat seama că se pot face bani din, din uh, online. La fel ca și Amazon, în momentul în care Bezos a avut o strategie genială, să țină business-ul pe, pe pierdere și să investească continuu. În momentul în care Amazonul a făcut a anunțat pentru prima oară profit, iarăși a fost un declic, uite că e-commerce-ul poate să fie un business care să, să funcționeze. Deci din punctul ăsta de vedere, atât Amazonul cât și Google au anulat, dacă vrei, tot ceea ce s-a întâmplat în, în bubble.com și au curățat imaginea internetului ca potențial de business și din momentul ăla lucrurile au revenit pe un trend crescător. Ca să amestecăm un pic lucrurile, cât de bine înțeleg oamenii din fotbal, din cluburi, toată povestea asta cu audiența digitală, cu userii care au încep o atenție din ce în ce în, mai mai în, scăzută și atunci trebuie să ții conectați, trebuie să îți încep să înțelege, na, noi facem parte din generația care am crescut cu sportul. Eu mergeam dimineața la 8 la chioșcul de ziare ca să cumpăr, să prind pu prin pu puținele exemplare de, din ziarul sportul la momentul respectiv pe care îl citeam ca coada pentru că nu aveam alte modalități pe vremea noastră. Nu, nu mai există acel nu mai există obicei de consum. Obiceiul ăla de consum, pentru că pe la nivelul nostru și a generațiile peste 40 de ani, noi am crescut cu cărți și cu nu aveai foarte multe metode de divertisment. Astăzi ai foarte multă de metode de divertisment de la asta care practic îți oferă acces la toată lumea într-o secundă, până la orice fel de alte forme de divertisment care sunt astăzi accesibile tinerilor. Adică există Simți o... cluburile preocupate de zona asta de engagement digital, de a ține mm. uh, suportere aproape prin diverse activări digitale sau au rămas tributari poveștii cu venitul la stadion și cam acolo se, se întâmplă e tot loc, și se e loc de improvement din punctul ăsta de vedere. Mm. Și vor trebui să facă eforturi pentru a înțelege audiența tânără. Care crezi că este viitorul presei online în, în, contextul ăsta al avântului tehnologic, schimbare de obicei de consum printre utilizatori și așa mai departe? Pentru că ești un om care a stat în presă, în companii de media de 20 Brandurile, 20 ceva cu de siguranță, de brandurile vor continua să fie un business solid, adică inclusiv în zara hot news-ului în momentul de față care se vehiculează în ultimile zile. Hot news-ul e un brand stabil, e un brand puternic și faptul că cineva plătește pentru a cumpăra un brand doar de online, până acum s-au întâmplat diferit, diverse tranzacții în care diverse branduri, atât offline cât și online, au fost tranzacționate pe piața din România. Îți dă o dimensiune a, a pieței media din, din țara noastră. Probabil că, într-o formă sau alta, în viitor apropiat, consolidările se vor, se vor accentua, pentru că e foarte dificil să stai, să reziști în piața asta de media, fără să fii Parte dintr-un trus. Dintr trus mai mare, sau fără să fii parte dintr-un grup. E destul de dificil să stai independent. Bun. Care e, totuși, povestea cu credibilizarea sau recredibilizarea unei părți din presă? Pentru că nu poți să ai o industrie prosperă dacă În o moment... bună parte din, din zona moment... respectivă are. În momentul de față există, există o presă și la noi care are un brand destul de credibil puțină. Au, brandul e sub, suficient de puternic ca încât să, să-l creditezi și să ai încredere în ceea ce, ceea ce, scriu. Pe de altă parte, noi avem acces oricând la toate brandurile din, din afară. E, e adevărat, adevărat că trebuie să plătești. Adică eu în momentul de față plătesc pentru Bloomberg, plătesc pentru New York Times, plătesc pentru Washington Post, plătesc pentru Wall Street Journal, am plătit pentru FT, dar nu mai plătesc, plătesc pentru The Economist, deci dau câteva sute de, de, de Tu Ai o altă deschidere, dar știi Am... că, totuși, contentul local este cel care face diferența. Cu siguranță. În urmă și în sport, că tot vorbim despre sport, de asta suntem aici la masă asta, da? da. Uh, un exemplu de acum câteva zile. Petrolul Mioveni a avut audiență dublă față de Liverpool Bournemouth, care a fost în aceeași zi la diferență de o oră, ceva de genul da. ăsta. Da. Liverpool 9-0, audiență la jumătate față de Petrolul Cu Mioveni. Cum, uh, cum explici chestia asta? Nu, nu prin apetența. Loc uh, pentru, pentru, local. pentru local? Absolut. A, pentru o echipă cu suport. E adevărat, dar nu e șocant, totuși, să, să facă dublă audiență? Da, sincer, mă așteptam ca. De top. Sincer, mă așteptam, cred că e și cumva tipic din motive de vacanță, din motive de, de luna august. Sincer, mă așteptam ca audiențele de la, de la Premier League să depășească, pe unele meciuri să depășească. Marea parte din audiențele de la Liga 1. până la urmă, și ăsta e un mit cu fotbalul românesc, care, la care nu se uită nimeni, domnule. E un produs vai de capul lui. Sunt meciuri, derbiuri adevărat, nu. care bat sau chiar depășesc un milion de de Nu, de, dar de sunt de audiența acumulată la anumite meciuri. Este sare cea mai mare. mare. Nu nu că doar sare de un milion, este mai mare decât audiența ProTV-ului sau Antena 1 sau Canal D, care sunt televiziunile de în top în momentul de față. Deci anumite meciuri din Liga 1, cumulate pe cele trei televiziuni care le distribuie audiența acumulată, pozi poziționează, poziționează meciul respectiv ca cel mai, cel urmărit, mai program. urmărit program. Da. Pe orice fel de, de criteriu deci, de există audiență. există interes pentru zona asta așa cum există e? Există interes. Cu potențial altfel, mers, altfel Nu dădeam de 20 ceva de milioane, 2 30 și nici de... nu erați așa de generos să muriți cu 10% pentru următorul da, exercițiu exact. contractual. E o investiție până la urmă. Noi credem că produsul, așa cum arată și în momentul de față, produsul ar trebui să crească. Voi neavând garanția totuși că veți rămâne în parteneria cu același televiziuni. sau veți? Adică ați vorbit deja cu oamenii și ei au planuri pe termen lung să finanțeze în continuare? Că e un risc și aici, nu? Prefer să nu răspund la această întrebare. Bine, închidem atunci așa dialogul cu un mister lăsat, lăsat aici pe masă. Mulțumim pentru că ai venit în vestiarul Gazetei și pentru că ai decriptat un pic din, zona asta de drepturi TV, tehnologie, cluburi care intră într-o lume nouă pentru multe dintre ele. Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm în continuare alături de Gazeta Sporturilor. Ne vom revedea în curând în vestiarul gazetei cu alți invitați, cu alte discuții interesante. Până data viitoare, toate cele bune!